ai văzut meciul de seară al Petrolului, cum ți se pare situația de acolo? Adevărat, foarte trist. Cred că noi jucători am făcut tot ce am putut. Tot jucători a plecat nu de voința lor, a fost tot din cauza președinte, că nu ne-a vrut acolo. Din păcate s-a distrus o echipă foarte mare în campionatul românesc, cu suporteri minunați. Și unde cred că toată lumea ne-a plăcut să joacă împotriva Petrolul. Atunci nu vorbim de fotbal, vorbim de altceva, că nu de fotbal, nu, că s-a stricat aici, în România. Atâta timp cât mai sunt șanse matematice, o să ne jucăm până la capăt. Voi credeți în continuare? Dacă nu crede, ar trebui să nu fiecare gențile să plecăm fiecare acasă. Eu, unul, din punctul meu de vedere, cred că și colegii mei sunt în asentimentul meu și o să încercăm de luni să o luăm iar de la capăt și trebuie să izbutim să avem o victorie. Vă temeți să nu vă pierdeți antrenorul? Nu cred că e problema antrenorului. Cred că e problema noastră. Trebuie să fim mult mai responsabili fiecare pe ce face pe teren și când o să ajungem să fim mai corect cu fotbalul, atunci o să și câștigăm. Dar nu cred că antrenorul e de vină, nu antrenorul o bagă în poartă. Ce v-a spus? Să se gândească dacă va demisiona sau nu. Păi Încerca da. și voi să-l faceți să se gândească? Păi eu am spus, nu cred că antrenorul are vină. Dar de ce nu sunteți corect cu fotbalul? Corect, trebuie să dăm mai mult. Pentru că poate și fotbalul în alte perioade ne-a dat nouă și noi cred că trebuie să răsplătim la rândul nostru. Suportul și-au pierdut răbdarea, practic. E Din ce ce mai puțin. normal, pentru că ei au fost obișnuiți cu rezultate foarte bune și e normal să fie supărați. Dar și noi, la rândul nostru, nu cred că ne bucurăm. Și noi suntem supărați și suntem conștienți de situația în care ne aflăm acum. Dar ce ar trebui să facem? Să renunțăm? E foarte simplu să renunțăm. Noi ne jucăm șansa, până la urmă este fotbal, trebuie să-l jucăm de plăcere. Ne-am apucat să jucăm fotbal de plăcere și cred că trebuie să jucăm cu mai multă plăcere. Și cred că în momentul în care o să se vadă că plăcerea există, o să avem și rezultate. Este un sistem prost, dar important e ca noi să rămânem concentrați pe meciurile pe care le mai avem, pentru că totuși este o miză financiară și atunci cred că avem mai de pierdut dacă nu ne câștigăm meciurile de pe teren. Petrolul este prima retrogradată? Nu știu, dar au probleme mari, ați văzut și dumneavoastră, cu toate că e un stadion frumos, o echipă frumoasă, păcat pentru ei și pentru ceea ce s-a făcut aici. În orice țară normală de pe pământul ăsta, eram salvați. Da, o luăm de la început, pentru că așa vor unii, un sistem, repet, cretinoid, falimentar, care nu ajută cu nimic fotbal. Cine se joacă? Că pe multe din stadioanele pe care se joacă play-out-urile, liniște și pace. Am spus-o de la început. Cei care au hotărât au spus că vor fi stadioane pline, competiția va fi una extraordinară. Asistăm la un faliment total, stadioanele goale. Din păcate, spectatorii s-au săturat să vadă de 4 ori aceeași echipă și eu cred că în cel mai scurt timp trebuie să revină la un sistem normal, un sistem care să meargă în România și care să atragă oamenii la stadion, nu să-i îndepărteze. Dar cum se pune? Locul Vi se pare normal? Astăzi o echipă are 41 de puncte și una are 4 puncte și una are și să se salveze, cea cu 4 puncte. Și cea cu 41 de puncte muncite de către antrenori și jucători își iau pumni în gură ca să scape de retrogradare. E corect așa ceva să fur din munca celor pentru care este fotbalul? Și suporterii, vedeți, stadioanele goale. Și o să vedeți că în play-out 1000 de spectatori, 500, 1500. M-am Greu. surprins că și aici la Ploiești, unde era lume la un moment dat, ai atât de puțin spectatori. Lumea pleacă de pe stadioane. În momentul în care nu le crești un confort cât de cât, aici, sigur, e un caz fericit pentru că suporterii și îmi pare rău pentru Petrolul. Pe modul cum se manifestă, trebuie să aibă echipă în Liga 1, condițiile care le au aici. Noi la Iași am început cu Ruibi. Cu acest rezultat ați retrogradat Petrolul? Nu, eu cred că sunt destul de multe puse puncte în joc și Petrolul poate să se salveze. Dacă v-aș cum au jucat repriza a doua, cred că au toate șansele. Mai trecut toată până comunism cu Ceaușescu. Asta este, ne-am întors înapoi, anul 2016. Mergem înainte, n-am ce să facem. Dar, sigur, când am o părere civilizată și mi-o spun în mod civilizat, nu cred că trebuie să fiu amendat. Am dreptul să vorbesc fotbal românesc, pentru că sunt un fost jucător, sunt actual conducător la un club de Liga 1. Nu văd de ce nu trebuie să spun punctul de vedere. Și o voi face în mod civilizat. Și nu cred că e corect ca să fiu amendat. Și alții, ați văzut, iarăși, aia Steaua nu s-a amendat. 6 luni de suspendare, îi dai de la 2 luni. Prunea spune că turneul din Turcia cu documente a costat 245.000 de euro, fără precedent, vă spun acum.
245.000 de euro aprobații Comitetul Executiv și punea plătește amendă de 5.000. Păi unde sunt banii? Avem bani mulți în fotbal? 245.000 turneu echipe naționale. Posibil așa ceva? Pe ce lume trăim?